Cei șapte ani de acasă, și desigur că atunci când spunem cei șapte ani de acasă, ne gândim la perioada aceea a copilăriei, poate frecventând grădinița sau nu, și ne gândim la o perioadă când multe, multe lucruri am început atunci să le învățăm. Am început să mergem de-a mai pe picioare, apoi a început mămica să ne învețe poate primele cuvinte, ceva poezii, cățeluși cu părul creț sau știu alte lucruri ale copilăriei, ne amintim zâmbind acum și cred că astea au fost primele lucruri care le-am învățat. Am trei întrebări, dar astea o să le las la urmă de tot și să răspundem noi așa între noi, să vedem cum. Dar până atunci o întrebare, când se sfârșește, hai să spunem aici în Germania, procesul ăsta de învățare? Niciodată. Niciodată. Ăsta este răspunsul. Desigur, suntem un proces de învățare care niciodată nu se termină. Începe atunci cu bușelea și se termină undeva la mormânt. Și până atunci, omul, noi, ca oameni, indiferent dacă suntem creștini sau nu, suntem în procesul acesta de învățare. Și stăm și învățăm, învățăm. Așa că una din caracteristicile cele mai importante care le găsim și în tit, este învățătura. Și tit chiar o numește învățătura aia sănătoasă. Dacă așa acum puțin așa cu elevii să discut și am discutat puțin despre procesul ăsta de învățare, cum este mai ușor? Sunt unele materii care ce prindem în clasă, cam aia redăm, nu prea avem chef de învățat. Important este să o trecem, nu? Facem lucrul ăsta? Facem! Și de multe ori am făcut, nu? Și ne rugam, Doamne, dăm cinciul să pot să trec clasa, că nu-mi place materia asta. Și apoi uh, sunt unele materii care ne plac. Și atunci mai răsfoim cartea, mai învățăm, suntem interesați, chiar ridicăm mâna, suntem în procesul de învățare și acumulăm informații. Este un proces în care se acumulează informații. Și sunt alte materii care, vrând nevrând, trebuie să înveți la ele. Vrând nevrând și cu greu te duci. Iarăși, și dacă vă aduceți aminte, era filmul acela al liceenii, care l-ați văzut. Când vine băiatul ăla și îi pune ligheanul cu apă rece, hai stai aici și învață. Și parcă așa suntem și noi câteodată. Trebuie neapărat să învățăm lucrul ăla. Pentru că altfel nu putem trece. Și știți, după ce se termină cei 12 ani sau facultatea sau anii de învățare, ce facem? Parcă toate materiile au trecut, le-am uitat și nu mai folosim aproape nimic din ceea ce am învățat. Doar câteva secvențe în domeniul în care activăm și multe lucruri. Spune, băi, am trăit atâta timp și nimic nu am făcut. Am citit uh, acum recent discursul la o facultate din România a unei fete, șefă de promoție, care a spus știți, îmi pare rău, dar constat că după 12 ani de școală, în loc să acumulez lucruri care să-mi folosească în viață. Am fost obligat doar să învăț niște lucruri care nu o să-mi folosească la nimic. Sunt niște ani pierduți, șefă de promoție. Și parcă așa ne trezim și noi. Nu? Învățăm 12-13 ani acum, aici în Germania și pe urmă. Dar ce să fac cu asta că mă duc la un house building sau fac altceva, o meserie? Și toate lucrurile parcă le lăsăm. Știți ce este interesant? Pentru că paralela asta dintre școala laică, pe care noi o trăim, o îndrăgim, care trecem prin ea mai cu plâns, mai cu sâmbetul pe buze. Pare că se aplică și în lumea spirituală, în viața de credință. Nu știu dacă v-ați gândit cât de mult înseamnă pentru noi credincioși acest lucru, învățătura. Desigur, lucrul acesta se poate Facem două moduri. Este un mod organizat și un mod care noi spunem dezorganizat. Dar el este un mod formal sau informal. Formal este atunci când te duci la o școală atâtea ore, respecti o materie, înveți după un curiculum și știi anumite lucruri. Informal, știți când se petrece acest lucru? Când ai ieșit în pauză cu colegii și a început să-i povestești ce ai făcut tu pe jocul ăla și l-ai învățat și pe el uh, manevra aia și el se duce acasă și a, am descoperit ceva nou. Și asta este un mod informal prin care copiii învață. Tot la fel și noi în viața de credință. Avem moduri formale prin care învățăm Scriptura. Sistemul de predicare este un mod formal prin care se învață Scriptura. Și se urmăresc anumite jaloane, anumite puncte, dar de multe ori noi învățăm scriptura asta într-un mod informal. Și știți cum o învățăm noi informal scriptura? Când stăm acolo de vorbă la părtăcie cu frații noștri și începem să-i spunem, dar nu, ca așa este. Nu, nu, frate, stai că zic eu, am văzut eu un uh, video, l-am urmărit eu pe cutare, pe predicator cutare, așa a zis, deci așa este invers. Frate, hai, lasă, uh, dar din ce cul făcea parte? Păi vezi, uh, de-aia gândea așa, că dacă era din partea cealaltă, n-ați avut discuțiile astea? Oh, câte nu sunt. Uh, dar de ce cântăm cântările astea așa? Să revin pe un ton mai uh, actual. Uh, dar trebuie cântate cântările la mai vechi. Dar de ce mai vechi? Că nu mă inspiră. Și observați Ăsta este modul informal prin care noi, în viața de credință, învățăm. Suntem exact acei școlari. Avem modul formal când stăm cu scriptura în mână, când luăm Biblia, citim, învățăm și apoi modul informal când fiecare vine cu bagajul de acasă. Și gândiți-vă ce bagaj avem, venind din România, din culte diferite, cu idei, păreri împărțite. Și cu credințe diferite, adică încredințări, mai bine zis. Și încercăm să le aplicăm. Și parcă nu, nu dă, dă cu virgulă ceva. Nu vi se pare. Ăsta o să fie un, un punct al discuției noastre în grupe. Cred că o să vă capteze. Dar spuneam de paralel asta dintre școală și viața de credință, învățătura. Este o diferență enormă. La școală, după ce am terminat, am obținut diploma folosind puține informații din cât am învățat. Stăteam ieri de vorbă cu fratele meu și spuneam, băi, nu-ți fă probleme cu copii. Gândește la băiatul meu, la Marius, nepotul meu. A făcut litere, apoi a dat la drept, a făcut patru ani și a abandonat-o. Și acum face total altceva față de a învățat. <laughs> am mirosit banii de Și Și bine, mulțumesc de încurajare. <laughs> Dar gândiți-vă în viața de credință, lucrurile n-ar trebui să fie așa. Stăm, învățăm, învățăm cum să ne raportăm la Dumnezeu, la oameni, cum să ne predăm inima mai bine lui Dumnezeu, cum să avem legătura asta cu Dumnezeu și ce se întâmplă după 10 ani. Doamne, nu mai am nevoie de informația asta, nici de cum. Este total invers. Noi învățăm fiecare lucru și încercăm, prin trăirea noastră, să desăvârșim omul din lăuntru. Asta este de diferența. Și când spunem acolo învățătura sănătoasă, la asta ne, ne referim. La modul ăsta în care luăm scriptura, să o înțelegem, să devină convingere pentru viața noastră, încredințare, adică citind în Scriptură să înțelegem lucrurile astea și ele să pătrundă în ființa noastră și apoi să le trăim. Pentru că Scriptura, dacă nu este aplicată, nu folosește la nimic. Ăsta este punctul care diferă foarte mult de societatea și învățătura din zilele noastre. Dacă faci altceva, altă meserie față de ceea ce ai fost, pregătit, instruit la școală. Nici o problemă. Te-ai uitat, Domnul stă bine cuvinteze. Dar cu scriptura, dacă învățând versete, ele, da, sunt în mintea ta, dar nu sunt trăite, nu mai putem spune, Domnul să bine cuvinteze. Și aici lucrurile se schimbă. Pentru că învățând scriptura, învățând toate lucrurile acestea, putem ca să punem bazele unei vieți trăite cu Dumnezeu. Și asta este diferența. Acum, pentru că într-o introducerea a fost mai scurtă ca data trecută, observați. Haideți să citim textul din Tit. Tit, de la 1 la 10. În adevăr, mai ales printre cei în prejuns sunt mulți nesupuși, flecari și Amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, încivânțât pe oameni pentru câștigurât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis Cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră iastru ca să fie sănătos și în credință și să nu se țină de basme evrei și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că -și sunt o scârbă, nesupuși și ne nici pentru orice faptă bună. Tu însă vorbești de lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Haideți să vedem puțin acest context despre care ne vorbește Tit ca să înțelegem puțin. Știți că la început creștinismul a pornit și s-a dezvoltat din iudaism. Iudaismul avea câteva reguli și legi care au fost transmise și ținute de oameni prin datini și obiceiuri. Erau multe datini care țineau de exterior, cât și anumite obiceiuri care țineau de interior. Toate lucrurile acestea, gândiți-vă că oamenii când au plecat din Israel, din zona aceea, și au început să emigreze, cum facem și noi, le-au cărat cu ei. Și Pavel avea un obicei. Totdeauna când sosea într-o localitate nouă, ce făcea? Să ducea într-o sinagogă. Pentru că și evrei plecând din țara lor natală, emigrând, și-au făcut sinagogile lor exterioare, exact așa cum și noi astăzi suntem într-o biserică de români în Germania. Și Pavel se duce și le vestește Evanghelia, a fost foarte ușor pentru evrei, cunoșteau deja anumite uh, lucruri, aveau conceptele despre Dumnezeire și așa începea să se formeze biserica. Dar oamenii aceștia veneau cu un bagaj de învățătură din trecut și le, le era foarte greu ca să se debaraseze de ceea ce știau, de ceea ce învățase, de ceea ce practicase. Și atunci în biserica din Creta, care făceau parte și oameni care nu au avuse, uh, tangentă, tangențe cu Dumnezeu, cu noțiunile despre Dumnezeu, veneau aceștia care erau mai învățați, care aveau mai multă experiență în uh, cunoașterea lui Dumnezeu. Și începeau să învețe, stați că zic eu cum e cu Dumnezeu. Și începeau să învețe, dar ce învățau? Lucrurile care le știau și ei, legate de lege, lucruri care nu făcea ca Evanghelia să capete o direcție corectă. Și în acest context sunt spuse aceste cuvinte. Aici în textul citit, de la 10, până la 2 cu 1, putem să urm urmărim și să vedem învățătura neadevărată sau nesănătoasă comparativ cu învățătura sănătoasă. Sunt două aspecte. Și sunt trei lucruri pe care le putem deduce din acest text. Prima dată, învățătura neadevărată sau învățătura nesănătoasă. Sunt două versete aici, foarte clare, 10 și 15 care ne vorbesc despre acest lucru. Oamenii ăștia știți, știți ce aveau? Aveau cunoștință. Dar viața lor era departe de Dumnezeu. Exact cum poate printre noi sunt oameni care cunosc Biblia foarte bine. Dar trăirea lor este departe de Dumnezeu. Așa că oamenii aceștia își permiteau să trăiască în felul lor și cuvântul lui Dumnezeu numește acolo, erau nesupuși, flecari și amăgitori. Și își permiteau să trăiască în felul lor, afirmând în continuare că ei sunt parte din biserică, ei sunt născuți din nou, ei sunt al lui Dumnezeu. Și Pavel îi descrie ca fiind niște oameni care au mintea și inima spurcate, departe de Dumnezeu. Este o întrebare pentru noi. Acum, cum sunt eu față de acest lucru? Cât cunosc din scriptură și cât fac? Gândește-te la lucrul ăsta. Ce spune vecinul tău, ce spune colegul tău la școală când te vede? Cât cunoști despre Dumnezeu și cât faci? Asta face ca învățătura sănătoasă sau nesănătoasă să te așeze în categoria asta a oamenilor plecari, amăgitori a oamenilor care au un trai departe de fața lui Dumnezeu. Cu toate că, afirm, eu învăț Scriptura, eu știu Scriptura. Gândește-te la viața ta. O viață, o învățătură nesănătoasă sau neadevărată, este o învățătură amestecată. Așa cum spuneam, veneau evrei și începeau să-i învețe poveștile lor pe oamenii ăștia. De multe ori stăm de vorba între noi și începem să, să, spunem, nu că așa va fi, nu că așa este, că am auzit eu, știu eu. Și au loc tot felul de contraziceri între noi. Că altcineva spune, numai că eu am citit așa. Ba nu mă, este altfel. Dar niciuna din aceste lucruri nu sunt convingeri pentru viața noastră, ci sunt lucruri pe care le-am auzit, le știm noi. Și vedeți amestecătura asta? Aici cuvântul lui Dumnezeu spune basme evreiești și porunci date de oameni. Așa le numește Tit în capitolul 1. Și mai rău ca atât, ei se laudă că-l cunosc pe Dumnezeu. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Cum să nu? Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine. Sunt transformat. Dar, cu faptele, îl tăgăduiesc. Știți ce înseamnă asta? Sistemul de învățare care îl practicăm, dacă nu aduce roade, nu e un sistem sănătos. Sănătatea, o învățătură sănătoasă, aduce roade ceea ce înveți trăiește. Atunci când nu trăiești ceea ce știi, ceea ce înveți, tu, viața ta produce doar anumite reguli, trebuie să fiu așa, 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 dar nu există nicio schimbare în viața ta, nu există nicio trăire. Puneți întrebarea, din nou, învățătura asta, care o știi în Scriptură, îți transformă viața? Ești tu acela care să faci ceea ce citești? Haideți să mergem și la al, al treilea punct. Învățătura nesănătoasă produce justificări. Și am să vă explic ce înseamnă. Cuvântul lui Dumnezeu spune în primul verset că oamenii aceștia erau, așa trăiau. Și știți ce făceau pe urmă? Se duceau și învățau pe oameni ceea ce trăiau ei, ca să justifice traiul. Este foarte ușor atunci când eu am o idee, atunci când mă complac într-un păcat, să-i găsesc argumente. Chiar în scriptură. Și vin, caut în scriptură anumite lucruri ca să dovedesc că, domnule, dar eu am dreptate. Înțelegeți ce produce învățătura nesănătoasă? Argumente în am justifica felul de străbălat în care trăiesc. Mă refer fel de străbălat de parte de fața lui Dumnezeu. Nu ne gândim neapărat în nu știu ce alte lucruri. Dar orice lucru care iese din sfera ascultării de Dumnezeu, putem să-l considerăm că este un lucru de străbălat. Și atunci când noi căutăm să ne găsim argumente, să ne justificăm trăirea noastră, începem să învățăm scriptura. Dar știți cum începem să o învățăm? Pe sărite, de aici-colo, și ceea ce ne convine. Lucrul ăsta îl produce învățătura nesănătoasă. Sunt alte trei lucruri pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu referitor la învățătura sănătoasă. Și anume, învățătura sănătoasă este bazată pe cuvânt. Orice învățăm în afara manualului școlar, când suntem la școală și uh, citim prin reviste care n-au de-a de face cu materia respectivă. Ce ne spune profesorul? Stai jos, n-ai învățat. Hai, ia de aici un patru. Următorul. Nu? Ei, vedeți, învățătura sănătoasă are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Orice lucru care îl auzim noi din alte direcții, pentru că așa știu eu că mi-au zis bătrânii mei, dar lucrul ăla nu este convingere pentru viața ta, nu are un fundament. Ăla nu face parte din învățătura sănătoasă. De ce cauză? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Domnul Iisus spune, eu sunt calea adevărul și viața. Ca să poți să ai o învățătură bazată pe adevăr, pe ceea ce este real, trebuie să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Biblie. Toate lucrurile, toate doctrinele noastre, toate uh, alte lucruri care au doar ca așa se spune, ca așa se face, sunt basmele evreiești. O bârșie omenească, care vin de la oameni, dar noi trebuie ca să avem în fața noastră Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Iosua intră în locul lui Moise, îi spune, uite, cartea asta a legii să nu se depărteze de curata. Cugetă de ochii tăi. Că gura ei nu mai vorbește, dar ochii citesc, nu? Cugetă la ea zi și noapte și caută să împlinești tot ce este scris în ea. Asta este soluția. Suntem mai tineri, mai bătrâni și suntem în ciclul ăsta de învățare. Și indiferent cât de tineri am fi, ca și sau cât de bătrâni, procesul ăsta de învățare, așa cum spuneam, nu se termină niciodată. Și el are ca bază cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Încercăm toate lucrurile să le aducem la Biblie. Încercăm toate lucrurile să le vedem prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când încercăm să justificăm lucrurile omenești într-un fel sau altul, fără a le aduce și a le alinia cuvântul lui Dumnezeu, putem avea o învățătură nesănătoasă. Haideți să vedem al doilea aspect. Cuvântul lui Dumnezeu se bazează pe o viață schimbată. Știți de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu învățat produce schimbare în viața noastră. Asta este regula cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru motivul acesta avem cuvântul lui Dumnezeu. Ca El să ne prelucreze viețile noastre, să ne aducă la statura aia de om mare, să ne facă buni pentru împărăția lui Dumnezeu. Pavel spune Așa despre Evanghelie, despre propovăduirea Cuvântului. Și spune, noi pe El, pe Hristos, da? îl propovăduim și sfătuim pe orice om și învățăm totodată. Nu numai că ar fi bine, dar îl învățăm pe orice om în toată înțelepciunea. De ce? Ca acest om să poată să fie desăvârșit la urmă. Ăsta este rolul procesului de învățare. Și dacă învățătura asta nu te transformă, atunci este o problemă. Ce se întâmplă cu noi când venim, stăm aici în băncile adunării, mereu, 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 auzim cuvântul lui Dumnezeu și plecăm acasă, ne transformați. Și ce se întâmplă? Un timp pierdut. Învățătura sănătoasă este cea care îți transformă viața. Învățătura sănătoasă este cea care te face nu numai așa cum găsim aici în Timotei, că tăgăduim puterea lui Dumnezeu. Ne lăudăm că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar trăirea noastră îl tăgăduiește pe Dumnezeu. O viață schimbată. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărat, schimbă viețile noastre. Și al treilea lucru este vorba de mesagerul. Știți? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, hei, eu v-am vorbit în multe feluri, în multe rânduri, dar a fost un moment când am vorbit chiar prin Fiul. Și dacă voi dați la o parte lucrul acesta, cât de grea va fi pedeapsa. Asta se referă la tine și la tine și la tine și la mine, la oricare dintre noi. Dacă astăzi la cel care a venit și a dat învățătura asta și a spus, ascultă. Și noi spunem, altă dată. Și plecăm. Și întoarcem spatele mesagerului, celui care a adus cuvântul vieții, Domnul Isus. cât de grea va fi pedepsa. La școală, atunci când prin procesul de învățare nu învățăm, luăm o notă proastă și spun, băi, am să văd eu cum o să fac mai... Da, nu, am rămas repetent. A, n-am trecut anul, dar n-am trecut, mă las de școală. lasă te și de credință, frate. Îți arde? Sau te arde inima? Atunci când știi că toată învățătura asta sănătoasă trebuie să aducă o transformare în viața ta, cu alte cuvinte, ea trebuie trăită. Să o spunem așa, direct. Atunci când tot ce învățăm, nu trăim. Degeaba. Degeaba venim, fraților. Haideți să, să vedem o concluzie. Max Weber. El a fost un sociolog german care a trăit la sfârșitul secolului 20. El a provenit dintr-o familie de reformați. Și în studiul lui, el și-a pus o întrebare, cunoscând lumea creștină. Măi, de ce creștinii sunt așa de diferiți și unii uh, sunt harnici, muncitori, cinstiți, au verticalitate în trăirea lor, iar alții, care susțin aceleași lucruri, nu sunt? Exact cazul acesta. Zic că îl cunosc pe Hristos, dar îi tăgăduiesc puterea. Și a început să analizeze toate curentele, toate uh, mișcările, creștine. La urmă, trăgând linie în studiul lui, a spus așa, sunt doar patru mari grupări în care diferența este substanțială. Celelalte sunt toate la fel. Și aceste patru grupări sunt anabaptiștii, care datează 1575, metodiștii, Puritanii, în ordine sunt anabaptiștii, puritanii, um, frații, nu, îmi scapă um, acum, și ultima, metodiștii. Aceste patru grupări au fost analizate din nou și s-a tras o concluzie. Din cele patru grupări, numai puritanii au fost aceia care au spus, eu sunt predestinat pentru cer eu sigur ajung în cer. Dar ca să îmi dovedesc mie că ajung în cer, trebuie să văd prin faptele mele, dacă sunt schimbat sau nu. Și din cauza asta ei trăiau o viață cât mai, cât mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și numele de puritani. De aici diferă. Derivă. Celelalte trei, frații moravieni, anabaptiștii și metodiștii, ei au spus așa, noi avem liber arbitru. Noi alegem dacă îl slujim pe Hristos sau nu. Noi suntem aceia care decidem ce facem. Dar noi decidem ca să fim lângă Hristos. Și ceea ce a făcut ca viața lor să fie schimbată a fost doar relația personală cu Dumnezeu. Asta face ca învățătura să poată să intre în viața noastră și apoi să ne transforme viețile. Doar relația cu Dumnezeu este cea care face ca învățătura sănătoasă să ne ducă pe acest nivel. Așa că, în seara aceasta vreau să te întreb, ai o relație personală cu Dumnezeu care să-ți transforme viața? Gândește-te la lucrul acesta. Ăsta este cel mai important lucru. Învățăm de cei șapte ani de acasă. Da venim aici, auzim cuvântul lui Dumnezeu. Dar toată învățătura celor șapte ani de acasă care o primește un copil, știți care are ce rol are. De a fi aplicată atunci când va părăsi casa. Când va merge la școală, când va merge în jurul, jurul colegilor. Ce facem noi cu cei șapte ani de acasă care îi învățăm în relația noastră cu Dumnezeu și când mergem în jurul colegilor, în societate? Vor spune oamenii aceia Băi, ăsta-l cunoaște pe Dumnezeu, dar îi tăgăduiește puterea. Sau va spune, uite ce poate să facă Dumnezeu din omul acesta. Învățătura. Cum te raportezi la ea? Am trei întrebări. Astea vreau ca să le discutăm acum împreună. Prima întrebare. Cum explicăm sau argumentăm faptul că avem așa de multe diferențe în ceea ce credem citind aceeași Biblie? Aceeași învățătură. Haideți împreună să răspundem. Doi cum putem cunoaște mesagerii care aduc un mesaj adevărat sau neadevărat. Sunt atâția predicatori, atâtea mesaje pe internet, peste tot, auzim mereu, mereu, mereu și aproape că nu știm ce să credem. Ce mai trebuie trăit din toate lucrurile acestea? Și trei, dacă stăm, dacă știm că Biblia este adevărată, de ce nu o trăim, ci căutăm texte care să justifice unele din acțiunile pe care le facem noi. Sunt trei subiecte pe care vă provoc, plecând alături în Gemain de House, împărțiți în grupe, să putem să le dezbatem și să găsim răspunsuri la ele. Răspunsuri după Cuvântul lui Dumnezeu, răspunsuri care să ne ducă spre pocăință acolo unde trebuie. Pentru că noi, știți ce facem, venim avem o lecție, cum este aceasta, învățăm, am vrut să zic, auzim, dar dacă nu o punem pentru noi, dacă nu încercăm să vedem ce este de făcut cu ea, vom ajunge exact ca cei cretani care, da, Doamne, te iubim pe tine, dar nu avem nicio treabă cu viața creștină, cu trăirea. Doamne, Vreau ca să văd cum pot să mă ghidez printre și să învăț eu textele, că le știu. De ce atâta fățărnicie între noi? De ce nu mai este Duhului Dumnezeu care să ne transforme? De ce? De ce?